Salut, prieten, bine ați venit pe Rexen Informatică, sunt Iosif Botnar. Vă invit la un nou tutorial aici pe Rexen Informatică. De această dată voi face un tutorial în C Sharp 10.NET 6.0 și vom discuta despre precizia numelor reale, despre problemele de rotunjire pe care aceste numere reale le au. Voi face un exemplu și de acolo o să vă dați seama despre ce este vorba. Este vorba despre erori de rotunjire și ce recomandări am avea pentru a evita probleme legate de erorile de rotunjire în aplicațiile noastre. Bun, haideți să facem atunci un proiect încă o dată. C-Sharp 10 și .NET 6.0. Da? Deci selectați console app, voi face o aplicație în consolă. Așa, am să o denumesc erori rotunjire. Numere reale. Așa. După care clic pe Next. Selectați din această listă .NET 6.0, care vedeți că este suportat pe termen lung și este ultima versiune de NET. Așa, clic pe Create. Așa, îmi place foarte mult C-Sharp 10 cu .NET 6.0, pentru că este, observați, foarte curat aici în Visual Studio. Sunt câteva diferențe. Am făcut un număr de 4 tutoriale. Dacă vreți să știți mai multe, urmăriți și acele tutoriale. Acolo mi-a explicat, din punctul meu de vedere, destul de bine care sunt noutățile și diferențele față de alte versiuni. Bun. Și atunci să declarăm o variabilă float, să-i spunem x, da? Și să-i acordăm această valoare 0.1, da, punct și virgulă, și haideți să și listăm în consolă direct. Așa, executăm aplicația, avem rezultatul, da, deci este 0.1. Totul este corect până acum, dar haideți să facem ceva mai inteligibil și să scriem aici număr real float. Da, să scurtăm așa. Propoziția, bun. Așa, bun. Acum, ce-ar fi să mai adăugăm aici un X. Da, haideți să vedem care este rezultatul, da? Deci, se va aduna. Așa, haideți să le și punem în paranteză să fie mai inteligibil, da? Adică facem adunarea dintre 0,1 și 0,1, da? Avem 0,2, da? Destul de ușor de calculat, după aia care din nou un X, haideți să vedem din nou rezultatul. 0,3, totul este bine, mai adunăm încă un X. Așa, să listăm în consolă, e 0,4, până aici nu avem probleme cu precizia, da? Da, e 0,4, este clar că 0,1 de 4 ori este 0,4, da? Deci rezultatul este foarte bun, nu avem erori de rotunjire până acum. Da, mergem mai departe. 0,5, totul este bine până acum. Chiar foarte bine. .6. Așa. Și de aici începe problema. De ce începe de aici? Da, pentru că precizia pentru float este de 7, 8 decimale după virgulă, după punct în cazul sistemului anglosaxon. Da? Și practic aici ar trebui să avem 0,7 și evitați să avem aici un 5, ceea ce n-ar trebui să existe.
și până la urmă nici aceste zerouri, dar pentru că precizia este de 7 decimale, haideți să numărăm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, adică de 7, 8. Merge până la 7 cu 0 și vedeți că aici apare acest 5 care nu are ce căuta aici. Deci aceasta este deja o eroare de rotunjire, pentru că adunarea de 7 ori al acestui 0,1 ar trebui să fie 0,7, da? Haideți să facem o verificare, dacă mergem și aducem aici calculatorul, da? Și atunci dacă facem 0,1 ori 7, da? Atunci avem 0,7. Deci acesta este rezultatul, 0,7. Și ați observat că noi obținem aici 0,700005, da? Deci nu este un rezultat corect. Deci aici avem o eroare de rotunjire. Deci aceasta este o problemă destul de importantă cu acest flow, da? Pentru că deja după cea de 7-a cifră decimală obținem erori de rotunjire, da? Ați observat acest lucru. Să vedem cu double, da, putem calcula mai departe. Haideți să mergem puțin mai departe, pentru că dacă am adunat de 10 ori acest 0.1, 0,1 de fapt, da, această variabilă x care stochează această valoare 0.1, ar trebui să obținem 1, da? Așa, și atunci practic avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, acum 9 și 10, da? Bun, haideți să dăm și o salvare și să listăm, să executăm aplicația. Și ce avem aici? Avem 1, câteva zerouri, pe care avem iarăși acest 1 aici, da? Deci este o eroare de rotunjire, este foarte clar. Nu are ce căuta acest 1 aici, pentru că rezultatul trebuie să fie 1. Da, chiar dacă am avea aceste zerouri după, ar fi tot 1, dar pentru că avem acest 1 aici în capăt, avem o eroare de rotunjire. Deci rezultatul nu este corect, da? Nu este corect și pot să-l demonstrez tot cu calculatorul acesta din sistemul de operare Windows. 0,1, da, este foarte ușor, dar haideți să facem calculul, mulțit cu 10 este 1, da? Deci este evident. Deci aceasta este o problemă cu acest tip float, da? Avem erori de rotunjire, în special după ce depășește precizia sa de 7-8 cifre la partea decimală, după cum ați observat, da? Și trebuie să fim foarte atenți cum utilizăm acest tip în aplicație atunci când utilizăm numere reale și efectuăm, după cum ați observat, un număr mare de operații. Așa, haideți să vedem cum stăm cu double, da? Haideți să vedem, am să las așa Y, tot 0,1, așa, bun, console write, da? Pentru că vreau să fac același lucru. Și haideți să copiez partea aceasta, pentru că este până la urmă același lucru, aproape același lucru, trebuie să schimb aici, da, cu Y. Așa, haideți să facem același lucru, cum am făcut și pentru float, să ne jucăm un pic, să vedem până unde merge această precizie, da, bun. Haideți să executăm și atunci avem 0,2. E bine, da? Mergem mai departe. Haideți să fim puțin mai operativi și să punem de mai multe ori Y și avem 0,4. E bine. Așa. Avem 0,6, da, deci vedeți că deja când am ajuns la 0,5, aici la flow deja aveam, din câte mi-aduc eu aminte, erori de rotunjire, de aici deja la 0,6, la cea de-a șasea adunare nu avem probleme de rotunjire. De ce? Pentru că double are o precizie mai înaltă, mai bună decât flow. Da, și acest lucru, acest calcul aici demonstrează acest lucru. Da? Deci vedeți, avem 0,7, deci pe o precizie mult mai înaltă. Deci aceasta este cea de-a 8-a adunare. Și deja de aici încep
problemele. Aici avem în jur de 16 zecimale, pentru că aceasta este precizia acestui tip double. Așa, 15-16 zecimale. Bun, și în urmă, ce ar trebui să avem aici? Ar trebui să avem 0,8. Deci este o eroare de rotunjire și nu 0,7999 aici. Așa, pentru că avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deci ar trebui să avem 0,8. Deci 0,8 este rezultatul corect. Am închis calculatorul din greșeală. N-ar fi trebuit, nu este nicio problemă, îl aducem înapoi și atunci avem 0,1 ori 8, da? Deci ar trebui să fie 0,8. Deci ați observat cum avem erori de rotunjire și cu acest double. Și haideți să mergem până la urmă, până la 10. Așa, să executăm și avem aici 0,99999 aici. Da, și aici, de fapt, rezultatul ar trebui să fie 1 la double. Deci, din nou, și la double avem erori de rotunjire, așa cum ați observat. Da? Am făcut calculul, nu mai rost să repet, da? Deci 0,1 ori 10, da, trebuie să fie 1, da. Deci rezultatul nu este corect. Deci, am în două tipurile, atât float cât și double, deci au probleme de precizie atunci când facem operații cu numere reale, așa cum ați putut observa. Și atunci trebuie să le tratăm cu foarte multă atenție atunci când efectuăm operații, un număr mare de operații, da, cu aceste tipuri. Hai să vedem ce se întâmplă dacă vom declara un decimal. Așa, să-i spunem Z și să-i atribuim aceeași valoare, da? Așa. Haideți să copiem, că în felul acesta salvăm foarte mult lucru. Și atunci aici o să fie decimal. Așa. Bun, și de această dată aici vom scrie Z. Așa. Așa, salvăm și executăm. Așa, ce observăm? Că precizia cea mai bună o are decimal. Aici am obținut rezultatul corect, cum se poate observa, da? Deci 1. Și atunci, care este concluzia? Deci aceste două, flow și double, se poate observa. Avem erori de rotunjire, dar în schimb decimalul am obținut rezultatul corect 1. Concluzia este că dacă doriți să faceți aplicații financiare, este recomandat să utilizați acest decimal, da? Ca să nu aveți erori de rotunjire, da? În calculele financiare. Aceste două, float, double, nu prea se utilizează în aplicații financiare. Da? Deci aceasta este concluzia și dacă doriți să obțineți rezultate mai precise, atunci ar fi recomandat să utilizați acest decimal. Da? Deci v-am făcut demonstrația și practic decimal are cea mai înaltă precizie în efectuarea diverselor operații. Și de aceea este recomandat să se utilizeze în aplicații financiare. Bun, da, să știți că până la urmă și acest decimal are câteva probleme. Da? Dacă, de exemplu, voi declara o altă variabilă tip decimal, să-i spunem A, da, ca să folosim denumiri foarte scurte. Așa, și aici să efectuăm operație de împărțire dintre două numere de tip decimal. Așa, și să spunem aici 3, spre exemplu. Așa. Și acum pot să declar o altă variabilă de tip decimal și aici voi scrie, de exemplu, A. Voi aduna de mai multe ori această variabilă A. Dar cred că e destul de 4 ori, da? Și haideți să listăm rezultatul.
consolă. Bun. Partea aceasta, haideți să și scriem ceva totuși, să fie mai inteligibil. Precizie decimal. Bun, salvăm, executăm. Da, și ce observăm aici? Deci rezultatul, observați, avem și aici erori de rotunjire până la urmă. Deci am efectuat o operație de împărțire, după care rezultatul operației de împărțire, stocat de această variabilă A, a fost adunat de 4 ori. Și obținem o eroare de rotunjire, pentru că avem acest 2 aici în cod. Avem foarte multe zecimale, în jur de 28, pentru că aceasta este precizia acestui tip decimal, da? Da, și de acest 2 aici ne spune că avem o eroare de rotunjire. Deci, până la urmă, nici una dintre aceste tipuri nu are o precizie foarte, foarte bună, sau să zicem acea, o precizie exactă. Deci, chiar și la decimal putem obține erori de rotunjire, da? Dacă efectuăm operații de împărțire, da? Și utilizăm rezultatul respectiv în alte tipuri de operații matematice. Așa. Practic aici rezultatul ar fi trebuit să fie 1,32, dacă nu mă înșel. Haideți să facem totuși operația de împărțire, deci împărțit la 3. Da, 0,33. Da, 0,33 este rezultatul operației de împărțire, dar dacă adunăm 0,33 și atunci o să fac de fapt o mulțire cu 4, rezultatul este 1,32, atunci să fie, da? Pentru că avem aici 4, da? Da, deci e 1,32, n-am greșit până la urmă. Da, deci rezultatul este 1,32, iar noi obținem aici 1,33 și avem aici în cod acest 2, pe când rezultatul ar trebui să fie 1,32. Deci avem erori de rotunjire chiar și cu acest decimal în anumite condiții, da? Bun, acesta a fost scopul acestui tutorial, să discutăm despre erorile de rotunjire ale numerelor reale, ale numerelor de tip real, float, double și decimal. Cu toate acestea, chiar dacă la decimal avem aceste erori de rotunjire, are o precizie mai înaltă decât celelalte două, float și double, și de aceea sunt utilizate în aplicațiile financiare. Vă mulțumesc foarte mult că ați participat la acest tutorial și vă aștept în continuare pe lecții de informatică. La revedere!